Un incendiu izbucnit aseară într-un cartier din sectorul 6 al capitalei a ucis doi bărbați. Locuința improvizată în care se adăposteau a fost cuprinsă de flăcări la scurt timp după ce au adormit. Un camarad de suferință s-a chinuit să-i salveze, dar n-a izbutit și abia a reușit să scape el din infern. Odată cu cei doi s-a prăbătit și un cățel care îi păzea în fiecare seară. Când baraca a fost cuprinsă de flăcări, înăuntru se aflau trei bărbați care abia adormiseră. Unul dintre ei s-a trezit în momentul în care a simțit miros puternic de fum și a încercat să-și ajute prietenii. Am încercat să dau cu un bidon cu apă și n-am putut să reușesc. De unul singur s-a terminat cu apa, cu tot, și n-am putut. Și am tras de ei, vor trage de un butuc, ori de un stâlp, așa. Dacă am, zic, aici fumul mă neca, am ieșit afară. Oamenii care locuiesc în zona au ieșit repede din case atunci când au văzut flăcările. Au fost flăcări mari? Da, foarte mari. Eu am crezut că nu sunt, zic, ei singuri și-au dat foc și-au plecat, așa am crezut inițial. Când și-au dat seama că în baracă erau și oamenii care obișnuiau să se adăpostească acolo, au sunat la 112. Am intervenit cu două auto speciale cu apă și spumă, o descarcerare și o ambulanță. Am găsit o baracă care ardea cu flacără deschisă. Și violentă și am găsit două victime carbonizate. Nu s-a făcut foc, nu, nicio lumânare, cred că la țigară. Oamenii legii vor stabili în urma unei anchete de la ce a pornit de fapt incendiul.